Fiecare dintre noi suntem atrași de un tip de mesaj religios sau altul. În seara aceasta, aș dori să vedem fiecare dintre noi ce este cu adevărat o predică. Mi-aduc aminte, dragi prieteni, ca să intru în atmosfera din seara aceasta, ascultam mai multe mesaje pe internet și. Într-o zi mi-a trimis soția un filmuleț în care un pastor foarte rotofei așa îi critica pe cei care merg la sala de sport spunându-le că ei de fapt curvesc virtual pentru că se uită la colanții doamnelor și domnișoarilor care se îmbracă mai mulat atunci când merg la sală. Când am auzit mesajul ăsta indigest și cu totul nepotrivit pentru o predică, am început să mă întreb, oare chiar în zona asta să mergem cu predicarea, chiar acolo să coborâm standardul încât să ne amestecăm în viețile oamenilor chiar în cele mai intime detalii? Ce este predicarea și care este predica etalon pentru fiecare dintre noi? De unde putem să ne inspirăm astfel încât predicarea să fie acel cuvânt al lui Dumnezeu, să rămână acel cuvânt al lui Dumnezeu pe care îl transmitem oamenilor citind cuvântul, fiind inspirați de Duhul Sfânt și. Transmițând mai departe acele valori de care oamenii religioși sau nu să poată beneficia. Pentru că aș dori să subliniez, predica Domnului Hristos pe care a rostit-o pe Muntele Măslinilor poate fi luată cuvânt cu cuvânt și transpusă în viață chiar și de către atei, chiar dacă nu cred în Dumnezeu. Care sunt acele puncte ale unei predici care pot să zidească, pot să transmită un mesaj din partea lui Dumnezeu să fie luat de toți oamenii și aplicat în viață. Pentru că despre asta este vorba. Am luat predica Domnului Iisus Hristos, care este cea mai bună predică, de aceea am și intitulat mesajul din seara aceasta, cea mai bună predică, cu toate că nu este elaborat într-un limbaj pretențios, ba din folosește un limbaj cât se poate de simplu, însă modul de expunere a Domnului Hristos arată înțelepciunea divină care știe să transpună în cuvinte simple un mesaj profund și complex. Predica Domnului Iisus Hristos de pe muntele măslinilor rămâne de departe cea mai bună predică ce a fost rostită vreodată. Și aș vrea să vedem ce spune Mântuitorul în predica aceasta de pe muntele măslinilor. Spune prima dată evanghelistul că atunci când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte și după ce a șezut jos, ucenicii lui s-a apropiat de el. Mântuitorul nu a fost un populist dar a atras mulțimile spre sine. Ce îi atrăgea pe oameni la Isus Hristos? În primul rând, faptul că iubea pe acei oameni și în al doilea rând, modul în care Isus transmitea mesajul din partea lui Dumnezeu. N-a avut de-a face cu politicul, n-a intrat în conflict cu politicul. A spus, dați cezarul ce este al cezarului și lui Dumnezeu ceea ce este a lui Dumnezeu. Însă a intrat oarecum în conflict, fără să urmărească lucrul acesta cu politicul, atunci când a intrat pe tărâmul valorilor și atunci când a intrat pe acel tărâm al împărăției lui Dumnezeu. Pentru că aici apăreau conflictele. Atunci când vorbea de venirea împărăției lui Dumnezeu, Irod, Sărea, ca Ars și toți cei care aveau interese politice, pentru că le săreau scăunelele da? și le erau lezate interesele. Și în sfera valorilor, atunci când Domnul Hristos vorbea despre iubire, când vorbea despre corectitudine și ei aveau probleme cu fățărnicia, cu minciuna și cu celelalte. În rest, predica Domnului Isus Hristos și misiunea Lui nu vizau un afront direct împotriva politicului, ba din potrivă le-a arătat oamenilor că indiferent de sistemul politic în care trăiesc, ei pot să fie fericiți, pot să aibă viață spirituală, pot să se apropie de Dumnezeu și pot să fie un factor pozitiv pentru societatea în care trăiesc. Așadar, în primul în primul segment al predicii sale, întâlnim fericirile. Am tot stat să văd care este structura predicii. Bineînțeles că nu cred că Matei, Evanghelistul și Luca au stenografiat și au pus direct toate cuvintele Domnului Iisus Hristos. Clar sunt un rezumat din care ei au luat anumite lucruri pe care le-au ținut minte și pe care Duhul Sfânt i-a inspirat să le scrie acolo. Fericirile deschid sau formează introducerea acestei predici a Domnului Isus Hristos. Ce sunt de fapt fericirile? Sunt filozofia de viață. Fiecare dintre noi avem o filozofie de viață, dincolo de convingeri religioase, politice uh, și un sistem de valori pe care ne îl facem, fericirile reprezintă filozofia de viață. Și aici, dacă ne uităm la fiecare dintre ele, putem vedea că ele sunt niște paradoxuri, niște teze care puse față în față cu uh, Gândirea lumească din toate timpurile, că nu s-a schimbat prea mult lumea și societatea, din punct de vedere a gândirii, a fundamentării gândirii, poate s-au schimbat anumite nuanțe, s-au schimbat anumite feluri de exprimare, dar în esență este cam aceeași societatea este îndreptată spre egoism, spre sine, luptă de putere, lucrurile astea nu se schimbă niciodată. Indiferent că lupți cu arme, cu drone, cu drone sau cu suliță sau cu sabie sau că scrii pe un pergament sau scrii ideile pe un device, până la urmă ideile rămân cam aceeași și pornirile sufletului rămân cam aceleași. Și aici Iisus enunță câteva paradoxuri care i-au lăsat oarecum uimiți pe cei care ascultau. Ferice de cei săraci în duh, adică de cei smeriți, da, că cea lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei ce plâng, că cei vor fi mângâiați, pe cum să plângi, că devii vulnerabil, cum să fii sărac în duh sau să fii smerit pentru că trebuie să te lupți pentru drepturile tale și pentru ceea ce te interesează în societate. Ferice de cei blânzi, că cei vor moșteni pământul, cum să fii blând, cum să fii calm, cum să fii liniștit, pentru că trebuie să te impui, nu? Dar observați că Isus enunță niște filozofii de viață aici care arată unde stă cu adevărat puterea autentică. Ferice de cei flămânși și însetați după neprihănire, că cei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, că cei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii. Ferice de... va fi de voi când veți fi prigoniți din pricina uh, cuvântului și oamenii vor spune lucruri rele și neadevărate despre voi. Nu prea sună bine cu filozofia din nicio societate ancestrală sau modernă, sau postmodernă. Pentru că tendința omului este să lupte și să fie cât se poate de vehement în apărarea eului și a intereselor sale. Însă Isus enunță aici o altă modalitate de a lupta. Poți să fii puternic și dacă ești smerit. Mi-a plăcut foarte mult oamenii de valoare care nu luptă cu armele acelora care vor să se impună cu forța. Atunci când romanii au cucerit pe greci, Arhimede stătea liniștit și își desena niște cercuri. Romanii erau acolo și la un moment dat... Când a venit soldatul roman și a spus să dea la o parte, i-a spus: Nu-mi strica cercurile, te rog frumos, nu-mi strica cercurile. Asta arată o liniște interioară care trece dincolo de lupta aceasta, corp la corp. El avea alte preocupări. Cred că un creștin, un om al lui Dumnezeu, nu înseamnă că trebuie să fie aerian, dar lumea lui interioară trebuie să fie alta. Nu trebuie să fie una condusă de lupte, de interese meschine și de. Ferocitatea aceasta care apare și în social media, apare și la televizor, apare, tot se luptă pentru tot. Scandaluri, probleme, denigrări, tot felul de bălăcării politice sau cancanuri, nu. El avea valorile lui. Și Isus a spus: trebuie să ai acea putere interioară, să fii smerit cu inima. Apoi, ferice de cei ce plâng. Dacă n-ai o cauză pentru care să lupți cu adevărat dacă nu devii vulnerabil îți pierzi acea umanitate cu care te-a înzestrat Dumnezeu cum să fii un om blând într-o lume recalcitrantă și impulsivă și care este tot timpul tensionată cum să fii blând ca să moștenești pământul însă trebuie să înțelegem că blândețea nu este o o calitate a celor slabi, ci o calitate a celor puternici. Aduceți-vă aminte că Pilat a fost iritat de acest calm, de această blândețe a lui Isus, care în prezența lui nu spunea nimic. Și iritat de tăcerea lui, Pilat exclamă, mie nu -mi spui nimic, mie care am puterea să te crucific sau să-ți dau drumul la care Iisus foarte calm îi spunea, nu- avea nicio putere dacă nu ți-ar fi fost dată de sus. Unde vedeți puterea? La cel care își iese din fire? La cel care se răstește? Sau la cel calm și liniștit care are totul sub control? Și nu vorbim de calmul cinic, ci vorbim de acel calm care izvorăște din bunătate. Știți că indienii, mi-aduc aminte, poate vă aduce și dumneavoastră aminte de acel calm cinic al indienilor, dacă citim romanele lui Karl May, în care au fost educați să nu scoată un sunet de durere ca să nu ofere satisfacție schingiuitorului și puteau să rab de niște chinuri teribile la stâlpul schingiuirii doar să nu dea satisfacție celuilalt că îi poate face vreun rău cumva. Nici măcar suferința sau schingiuirea pe care le aduceau acolo la stâlpul de de tortură nu i puteau face să reacționeze într-un fel în care să dea satisfacție dușmanului. Nu despre acest cinism, despre această răutate calmă vorbim, ci despre acel calm produs de bunătate și de niște valori care trec de lumea noastră. Apoi vorbim de cei flămânși și însetați după neprihănire, despre oamenii care caută valorile autentice și cele spirituale, despre cei care au inima curată, adică nu-și pătează integritatea sărind când într-o parte, când în alta, așa cum dictează interesul. Și de asta spune Iisus, ferice de cei cu inima curată, de cei onești. Asta este cauza pentru care lupt, pentru asta uh, mă zbat toată viața și pe linia aceasta merg. Nu sunt într-o culoare acum, în altă culoare dacă apar alte uh, tentații, ci rămân același. Ferice de cei împăciuitori, e mai greu în societatea asta când se vinde foarte mult răutatea și intriga și denigrarea și calomnia, cum să fii un om calm, un om liniștit și un om care este împăciuitor. În loc să pun gaz pe foc și să îi învrăjbesc pe cât mai mulți ca să am eu foloase financiare sau de altfel, să vin cu calm, cu liniște și să spun, știi, hai, lasă un pic de la tine, mai renunță și tu, hai să stăm la aceeași masă, hai să discutăm, hai să lăsăm lucrurile astea atât de tensionate. Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu. No. Și imediat se polarizează cei care au interes aici. Însă, esența împărăției lui Dumnezeu nu stă în a tensiona lucrurile, ci în a le detensiona și în a ajuta pe oameni să aibă inima curată și să trăiască în pace, în liniște. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii. Sunt unii prigoniți din pricina răutăților, din pricina nelegiuirilor pe care le fac. S-au făcut urâți altora prin răul pe care l-au făcut și din cauza aceasta vin repercusiunile asupra lor. Însă știți că te poți face urât chiar și atunci când slujește o cauză nobilă. Iisus nu a inițiat niciun partid și niciun fel de insurecție uh, militară, politică, astfel încât să zdruncine interesele cuiva. Însă el s-a făcut urât, s-a făcut uh, un dușman al acelora care aveau alte interese și aveau în inimă viclenie, răutate și fățărnicie. Prin poziția sa față de adevăr, prin faptul că nu era duplicitar, prin faptul că nu era de acord cu minciuna și cu înșelătoria, prin faptul că el a spus că slujește cauzei lui Dumnezeu și împărăției lui Dumnezeu, oamenii au început să-l urască. Faptul că nu era manipulabil, pentru că Isus n-a fost interesat nici să acumuleze averi colosale, nu a fost interesat nici să prindă o funcție în stat, nu a fost interesat nici de anumite jocuri imorale. Păi cu ce să-l prinzi? N-ai cu ce. Și atunci dacă nu poți să-i faci un dosar, este periculos. Pentru că ne nefiind manipulabil, oricând poate să răstoarne orice guvern și orice rânduire politică. Și atunci s-au uh, consfătuit cum să omoare pe Iisus Hristos. De ce? Ca să nu moară neamul, să nu piară neamul. Au invocat-o și pe asta. Știți că de când e lumea și pământul, dacă cineva a vrut să manipuleze politic sau religios, a inventat o cauză altruistă. Așa cum au inventat și fariseii și cărturarii din vremea Domnului Iisus Hristos. Ca să nu piară neamul, trebuie să moară omul acesta dar n-avea nicio legătură cu pieirea neamului, misiunea lui Isus Hristos. Ba, din potrivă, avea de-a face cu interesele lor meschine, însă înainte au pus uh, supremația neamului, interesele neamului, de ce? Ca să-i polarizeze, să-i adune lângă ei pe oamenii care puteau să slujească intereselor lor. Așa că fiți foarte atenți atunci când se vorbește despre o cauză comună, despre un bine comun, despre uh, un interes comun. Pentru că, de fapt, acolo sunt niște interese personale sau de grup. Dar în față se afișează altruismul, cauza comună. Pentru ca oamenii să se unească și să lupte pentru cel care îi scoală la luptă. Deci, în uh, prima parte, Domnul Hristos vorbește despre filozofia de viață a celor care vor să facă parte din Împărăția Lui Dumnezeu și a celor care vor să aibă o viață sufletească cu niște valori înalte. Apoi, Iisus vorbește și despre niște simboluri nealterate de timp, adică despre scopul vieții, pentru ce trăiești. Ai la bază o filozofie de viață, dar care este scopul vieții tale? Și aici El vorbește despre afisare, despre a fi lumină, despre a fi o cetate așezată pe un munte. Observați că aceste simboluri, aceste simboluri n-au fost alterate de timp. Sarea o folosim și acum, chiar dacă trăim în postmodernism și în era aceasta digitală. De lumină avem nevoie și acum. Și știm foarte bine ce înseamnă. De securitate și de fortărețe avem nevoie și acum. Așa că aceste simboluri n-au fost erodate în timp așa cum a fost cel de păstor, de exemplu. Prea puțin mai suntem familiarizați cu viața pastorală, cu viața aceea de cioban, de păstor la oi. Hmm. Sunt niște meșteșuguri, niște tradiții, niște ocupații deja în proporție de 80-90% uitate. Câțiva pe aici, pe acolo, mai practică astfel de Meserii, de ocupații. Dacă e să vorbim de anumite meșteșuguri, da, cioplitul în lemn, a, mai merge undeva prin zona sculpturii, da, să faci linguri de lemn sau măturoaie sau coșuri din nuiele, Sunt niște meșteșuguri care deja merg într-o zonă vintage, le spunem noi. Foarte puțini oameni se mai ocupă cu aceste lucruri. Și simbolurile legate de ele sunt destul de limitate ca înțelegere. Covată, opaiți, da, vorbești de, de lucruri vechi. Însă dacă vorbești de sare, dacă vorbești de lumină, dacă vorbești de cetate, din orice epocă ai fi, imediat știi despre ce este vorba. Și Iisus Hristos a spus, uite, dacă vrei să ai un scop în viață, trebuie să însemni ceva. Trebuie să ai un impact în societatea respectivă prin care să aduci valorile pe care le ai în suflet. Trebuie să fii sare. Știți, mulți dintre noi suntem ghidați de spiritul de turmă. Însă Iisus a spus, voi trebuie să fiți sare, lumină și o cetate așezată pe un monte. Cu alte cuvinte... Oriunde ați fi, trebuie să dați gust lumii, să schimbați ceva, să fiți vizibili. Lumina, oricât ar fi de mică, este vizibilă în întuneric. Cu cât este întunericul mai mare, cu atât lumina este mai vizibilă. Chiar dacă este vorba de o flacără de lumânare sau de un LED, ea este vizibilă. Cât despre cetate așezată pe un munte, poate să semnifice mai multe lucruri și chiar vă provoc să vă gândiți la semnificațiile profunde ale acestor simboluri. Poate să fie vizibilitate, poate să fie principii care îți oferă o anumită identitate, zidurile, nu? Poate să însemne siguranță, poate să însemne ocrotire pentru toți cei care vor să aibă anumite valori și anumite principii. Așa că scopul în viață nu este doar de a alerga după interese și împlinirea lor. Fiecare dintre noi avem interese, dar ăsta să fie scopul vieții? Iisus zice că noi trebuie să fim sare, lumină și cetate. Cu alte cuvinte, trebuie să însemnăm ceva în societatea în care trăim. Care este scopul vieții tale? Pentru ce trăiești? Bun, faci politică, foarte bine. Care este impactul tău în politică, astfel încât să scrii istorie și să slujești binelui comun, binelui societății? Lucrezi în educație, foarte bine. Care este impactul tău asupra generațiilor viitoare? Lucrezi în zona de televiziune sau în zona de servicii, oricare ar fi zona în care activezi. Care este impactul tău asupra societății? Întreabă-te. Și vezi ce rămâne după tine. Dacă ai slujit doar intereselor, odată cu evaporarea puterii sau cu diluarea ei, o să vezi că nu mai rămâne nimic în urma ta. Însă, dacă ai, ai activat bazat fiind pe valori, atunci s-ar putea ca lucrurile să stea altfel. Am vorbit despre filozofia de viață, am vorbit despre scopul vieții. Și, în continuare, Isus vorbește și despre normele de viață. Care sunt normele sau principiile după care te ghidezi? Sunt cele dictate de cultură? Sunt cele dictate de social media? A cumva în zona aceasta a subiectivismului moral sau etic? Dacă întrebe cineva ce este moral și imoral astăzi, o să ai N răspunsuri, pentru că fiecare caută să-și găsească o explicație cu privire la comportamentul său, cu privire la deciziile sale, cu privire la modul său de viață. Există însă și anumite coduri de legi imoabile. Isus Hristos vorbește aici despre lege și proroci și le spune celor care îl ascultau: Adevărat, adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile. Și când vorbea de lege, se referea la. Acele cinci cărțele lui Moise, dar bineînțeles și la un rezumat al acestor cărți principiile din Exodul 20 sau din Cartea de Oteronomului, așa cum le cunoaștem noi ca fiind cele 10 porunci, la care face referire mai departe în predică. Care este norma după care te ghidezi în viață? Care sunt principiile stabile. Care nu se schimbă în funcție de situații, de oportunități, de zone în care te duce viața. Ai așa ceva? Pentru că dacă toată viața alergi doar după interese și schimbi normele și valorile în funcție de aceste interese, s-ar putea să fii pe nisipuri mișcătoare. Și când înaintezi în viață, și tragi o linie, îți dai seama că viața te-a transformat într-un oportunist, într-un fariseu, ca să nu zic într-un nemernic. Poți să fii și nemernic de lux, care n-a avut o direcție în viață, care s-a uitat unde este mai bine, aici. Ok. Unde partidul ăsta este pe o linie mai mare, cealaltă fracțiune politică câștigă mai multe voturi, mă duc și eu acolo. Dacă e vorba să dau o lege sau să susțin un anumit principiu corect de viață sau un anumit drept al omului, a, nu, păi stai că eu o să câștig mai bine în partea asta, în alta. Și în felul ăsta îți dai seama că nu găsești o linie, este una șerpuitoare. Iar viața ta este una lipsită de valoare. Avem nevoie de principii, avem nevoie de legea lui Dumnezeu, avem nevoie de valori care nu se schimbă. Și, pornind de la aceste norme, Isus a vrut să ne ferească și de ispita legalismului, pentru că și prea multă dreptate strică. Știți că relațiile în care există prea multă corectitudine și dreptate au de suferit. Cei care privesc căsătoria sau relațiile interumane ca fiind un contract în care, domnule, unul cu unul fac doi și nu mai lași de la tine și vrei să fii foarte corect, ai să pierzi. Auzeam într-un filmuleț pe TikTok o mare divă și o mare doamnă implicată într-un divorț celebru. Păi eu i-am spus... Uite, trebuie să faci așa, trebuie să faci așa, trebuie să faci așa, trebuie să crești, înțelegi, ca să te ridici la înălțimea așteptărilor mele. Altfel, și bineînțeles că relația s-a deteriorat, pentru că doamna respectivă confunda un contract dintre două firme cu iubirea. Nu poți să mergi în viața de căsătorie, să ai tot timpul dreptate, chiar dacă ai dreptate. Uneori trebuie să taci și să, să respecti acea, acea căldură a relației. Bun, ai dreptate și dacă ai călcat peste sufletul celuilalt, dacă l-ai jignit, dacă l-ai dărâmat și dacă tot timpul cauți dreptatea, în cele din urmă vei pierde relația. Și Isus echilibrează balanța aceasta între iubire și legea lui Dumnezeu, între lege și Evanghelie. Și spune mai departe, ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi. Oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății. Și unii ar zice, oh, eu niciodată. I-au zis pe. Uh, și poate și noi am zis de multe ori, eu niciodată când auziți eu niciodată, să vă activați senzorii și să vă dați seama că de fapt acel niciodată răsare în altă parte. Eu niciodată n-am omorât pe nimeni. Și Iisus spune, nu așa trebuie privită problema. Pentru că omorul pleacă dintr-o rădăcină mult mai profundă, din ură, din răutate, din invidie, e, câți dintre noi stăm bine aici? Nu? N-ai dat în cap la nimeni fizic, dar de câte ori n-ai jignit, de câte ori n-ai vrut să ai dreptate cu orice preț, călcând în picioare demnitatea și amorul propriu al cuiva. Și Iisus spune, uite, vezi, aici trebuie să lucrați. Bun, clar, legea rămâne, nu trebuie să ucizi rămâne imperativul acesta divin, dar trebuie să cobori mai jos, să înțelegi că de fapt a omorî pe cineva pleacă de la urâ, de la a purta resentimente, de la a îl bârfi pe cineva, de la invidie poate să plece, de la gelozie și lucrurile devin mult mai complexe. Apoi Spune Iisus, dar eu vă spun că oricine cine se mânie pe fratele tău său va cădea sub pedeapsa judecății și oricine va zice fratelui său, prostule, va cădea sub pedeapsa soborului, iar oricine va zice nebunule, va cădea sub pedeapsa focului ghenei. Păi să te ferească Dumnezeu să deschizi rețelele de socializare. Ce citești acolo și ce auzi, te doare mintea. Câtă răutate, câtă incisivitate, câtă vulgaritate, câtă ferocitate în a călca pe celălalt în picioare ca să arăți că tu ai dreptate. Nu mai ții cont de bun simț, nu mai ții cont de nimic. Important e ca tu să ai dreptate și te pretezi la orice. Să vedeți niște discuții pe, pe foruri, vai, creștine chiar. Mi-aduc aminte, postase o prietenă de-a mea pe un forum de, de Facebook o știre, nu știu dacă era neapărat reclamă, prin care se făcea oarecare promovare la niște produse din carne, produse de cineva care avea o mică afacere. Vai, să vedeți ce comentarii răutăcioase la cei care erau vegetarieni, comi și eu sunt de acord, ok, ai niște principii de viață, dar modul în care spui lucrurile astea și o luptă după aia între unii și alții să se mănânce în dinți, nu alta. Și chiar am scris într-un comentariu, nu mi-aș dori să împart un rai cu oameni care au atâta răutate în ei, chiar dacă poate au dreptate sau, eu știu, susțin un principiu bun în sine, dar modul în care fac lucrul acela este de-a dreptul respingător. Pentru o mâncare, zice Pavel, ești în stare să-l să ucizi pe fratele tău. Apoi vorbea și despre dar și despre fățărnicie. Dacă ai ceva împotriva fratelui tău, lasă formalismele și lasă uh, religiozitatea aceasta. Da, trebuie să aduci daruri. Iisus a zis să nu aduci daruri la templu, la locașul de închinare. Însă dacă tu ești plin de răutate, lasă-ți darul acolo du -te și du-te împacă, împacă cu fratele tău. Apoi despre viața de căsnicie, poate că spune cineva, a, eu n-am curvit în viața mea, nu, 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 eu n-am probleme de felul ăsta. Și zice Hristos, ori de câte ori poftești pe cineva în inima ta, ai și prea curvit deja. Așa că nu mai judeca pe cei care fac lucrul acesta, pentru că s-ar putea să fii exact în aceeași postură. Despre jurământ, iarăși, uh, vorbește Iisus Hristos, că noi suntem foarte atenți Mă jur pe și încep să. Hristos a simplificat și a zis, știi ce? Nu trebuie să te juri pe nimic. Trebuie să ai acel fel simplu de vorbire, da, da, nu, nu. Ce trece peste asta vine de la cel rău. I-am auzit pe foarte mulți și spunând, a, mă jur pe. Și începe să moară nu știu cine, să se întâmple, nu știu ce cu copiii mei, cu familia mea. Auzi ce spui. Simplifică lucrurile. Încearcă să fii cât se poate de sincer, de autentic și dacă e da, să fie da, dacă e nu, să fie nu. Lasă jurămintele astea inutile. Caută să fii mai autentic și mai sincer cu tine și cu ceilalți. Iisus ne-a învățat să ne și rugăm. Uh, în predica aceasta sunt multe elemente practice. Ați observat că pleacă de la filozofia de viață, de la scopul vieții, de la norme în viață, și apoi merge spre etică, spre uh, elementele de fond și merge și în zona aceasta de închinare. Ne rugăm. Viață de rugăciune, rugăciuni lungi care plictisesc chiar și pe Dumnezeu. Formalism, mult formalism. Și la un moment dat ucenicii au zis, da, în față ne să ne rugăm. Cum să ne rugăm, Doamne? Și Isus le-a dat un tipar de rugăciune, nu un, un copy-paste. Doar așa ne rugăm. Rugăciunea Tatăl nostru, într-adevăr, are o încărcătură extraordinară. Pentru că sunt cuvintele Domnului Isus Hristos, sunt cuvintele lui Dumnezeu. Însă, nu înseamnă că doar așa ne putem ruga. Trebuie să cuprindă laudă la adresa Lui Dumnezeu, mulțumire și slavă adusă la adresa Lui Dumnezeu. Trebuie să țierți -ți dușmanii, să ai un spirit bun atunci când te rogi. Și rugăciunea te ajută să te descarci de elementele astea negative și să te conectezi la Dumnezeu. Ne-a învățat cum să ne rugăm. Ne-a învățat cum să ne deconectăm de la valorile egoiste ale lumii acesteia la împărăția lui Dumnezeu. Apoi vorbește și despre post. Acum postul a fost foarte contrafăcut de intermittent fasting. Eu nu spun că este rău. Eu îl practic. Da, practic postul intermitent și este foarte bun, este foarte sănătos, dar nu înseamnă automat o conectare cu Dumnezeu. Postul care îi place lui Dumnezeu Implică mai mult decât obsesia de a arăta bine și a fi sănătos. E foarte bine. Decât să nu fii preocupat deloc de a arăta bine și de a fi sănătos, e mai bine să fii măcar pe direcția aceasta. Să ai preocupări. Însă, dacă ții post intermitent, nu înseamnă că te conectezi cu Dumnezeu. Dacă ții post negru nu înseamnă în mod automat că te conectezi cu Dumnezeu. Dacă ții orice fel de post, nu înseamnă că te conectezi cu Dumnezeu. Și chiar spune în Isaia 58, iată postul plăcut mie. Dezleagă lanțurile răutății, rupe orice fel de jug. Începe să fii altruist, să slujești, să dai drumul bunătății din tine și să lași răutatea să curgă la vale ca un râu, să te eliberezi de ea. Și atunci ce vei vedea că vindecarea ta va încolți repede și slava lui Dumnezeu, lumina lui Dumnezeu va fi cu tine, va merge înaintea ta. Iată postul care îi place lui Dumnezeu. Și chiar spune Domnul Hristos, dacă postești, nu fă caz cu asta, știi, eu posteesc. De trei zile sunt în post și în rugăciune. Arăt bine, nu? Imaginea. Știți că este acea mândrie a umilinței. Se ruga cineva, Doamne, fă un om smerit. Cel mai smerit, Doamne, dacă se poate. Să vadă lumea că eu sunt cel mai umil, cel mai smerit, cel mai credincios, cel mai bun predicator, cel mai bun cântăreț care ți-aduce la odăție, cel mai, cel mai umil. Și ce Hristos ce vrei să demonstrezi cu mai muțărelile astea? Arată-te lui Dumnezeu că postești. E între tine și Dumnezeu. Nu trebuie să faci caz de, de lucrurile astea. Dacă postești, roagă-te și caută să crești spiritual tu. E cămăruța în care poți să vorbești cu Dumnezeu, în care poți să-i spui toate lucrurile astea. Pleacă de la, de la fanfaronada aceasta și de la uh, goana aceasta de afișare. Așa că postul trebuie să fie acea legătură cu Dumnezeu sufletească, prin care tu accesezi un alt nivel de conștientizare, accesezi alte valori, accesezi puterea lui Dumnezeu și accesezi un nou nivel de profunzime spirituală. Cât despre valori, vorbește Domnul Hristos aici. Pentru noi, valorile sunt poate mașina, casa uh, și lucrurile care izbesc ochiul. Eu nu zic că nu sunt bune. Nu este rău să ții niște branduri, lucruri de calitate. E bine să ai gusturi în îmbrăcăminte, în viața personală, în modul în care ți aranjezi casa. Uh, nu cred că Dumnezeu este un adept al pauperismului și a sărăciei mizere și a, a, a acelei sărăcii care te duce într-o zonă infectă a vieții. Ba din potrivă, dacă vă uitați peste tot în natură, Dumnezeu a, a creat lucruri mărețe, lucruri extraordinare care atrag ochiul, atrag privirea. Dacă ne uităm la corpul nostru, cum este construit atracția între cele două sexe, este creată de Dumnezeu. Frumusețea trupească a fost creată de Dumnezeu. Nu au de a face nimic cu, cu păcatul lucrurile acestea în sine. Însă, ele au fost denaturate. Și de multe ori au fost făcute un scop în sine. Și oamenii își cheltuiesc întreaga viață pentru haine, pentru ceea ce îi înconjoară și sunt goi din punct de vedere spiritual. Și când își dau seama că pierd aceste lucruri sau când își dau seama cât de trecători sunt, aleargă la Dumnezeu, Doamne, ai milă de mine, Doamne, ce să fac? Și își las averea mănăstirilor sau bisericilor ca Dumnezeu să se îndure de sufletul lor. Ori aici Iisus Hristos spune, nu vă îngrijorați de viața voastră, gândiți-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Adică viața pe care ți-a dat-o Dumnezeu. Atâta suntem obsedați să mâncăm, să mâncăm. Ne este frică să nu murim de foame. Sau Până la urmă, trupul este mai valoros decât îmbrăcămintea. Dacă ești sănătos, dacă ești puternic, dacă poți să alegi, dacă ai rezistență, dacă ești plin de sănătate, ești fericit că pui pe tine Armani, Gucci sau uh, alte branduri care o mai fi pe acolo, uh, mai dăm câteva exemple, da? Uh, eu știu, Hugo Boss ca să nu fie nicio reclamă mascată sau de niciun fel, sau mai pui uh, un bigoti sau ce o fi acolo, nu mai contează. Dar dacă nu e sănătos și ești bolnav și ești obes, poți să pui pe tine cele mai tare branduri, că nu mai contează. Că ești bolnav, ești copt pe dinăuntru. Și Hristos zice, vedeți și voi, cu ajutorul bunului simți, care sunt adevăratele valori? Mâncarea în sine sau sănătatea? Hainele sau uh, trupul vostru care a fost atât de minunat făcut de Dumnezeu? Apoi vorbește și despre acele momente în care ajungi să-i judeci pe alții. Să faci un scop în viață din a-i judeca pe alții. Și ce Hristos, nu fi prea harnic să-i judeci pe alții. Pentru că vrând să scoți paiul din ochiul celuilalt, s-ar putea să ai tu o bârnă acolo. Apoi a vorbit și despre spiritul de turmă. Fii atent în viața aceasta, nu te lua după alții, pentru că acolo se duce majoritatea. Și largă este calea care se duce la pierzare. Și largă este și poarta pe care intră mulți. Dar strântă este poarta îngustă, este calea care duce la mătuire și puțini sunt cei care se duc pe ea. De ce? Pentru că oamenii vor să fie validați de ceilalți. Dacă majoritatea se duce într-o direcție, mă duc și eu ca nu cumva să sufăr de disconfortul ăsta al, al uh, ecranării, al uh, marginalizării, al insultelor, al bajocurilor. De ce să fiu eu țintat Nu, mă duc acolo unde este protecția turmei. Dar tocmai... În direcția aceea este pierzarea și s-ar putea ca să alergi cu turma la pierzare. Tot în predica aceea Iisus vorbea și despre impostori. Impostura a fost mult încurajată uh, prin uh, social media, prin televiziuni. Și de multe ori când pui imaginea reală a omului care este acolo, într-un fel, cu ceea ce vezi în realitate, suferi un șoc. Pentru că, de fapt, este cu totul și cu totul altceva. Și Isus a cu privire la impostură. Ai grijă că s-ar putea să fii pastor, să fii preot, să fii slujitor al altarului, să fii credincios în biserică și, de fapt, să fii un impostor, să faci lucruri extraordinare în sine, să ajungi săraci, să dai foarte mulți bani, să, ai, să faci chiar minuni. Însă, motivația ta să fie una cu totul și cu totul falsă. Și asta face ca opera întregii tale vieți să fie una hidoasă, să fie una care nu are o temelie solidă. Și când Dumnezeu va judeca motivele care stau în spatele faptelor, să nu fie chiar ortodoxe, să fie chiar meschine, egoiste și mânjite de păcat. De aceea, atunci când citim această predică, a Mântuitorului care ne-a rămas scrisă, ne dăm seama cum ar trebui să arate predicile noastre. Dincolo de ceea ce spunem, ar trebui să fim atenți la ceea ce suntem în aceste domenii. Care este filozofia de viață? Care este scopul vieții? Care sunt normele după care mă ghidez? Care este iubirea pe care o am în inimă față de ceilalți? Care sunt aspectele de închinare personală? Pentru ce mă închin? Ca să fac paradă cu asta? Cui slujesc? Lui Dumnezeu sau mai multor stăpâni? Pentru ce alerg în viața aceasta? Ca să fiu pe plac lui Dumnezeu? Alerg după împărăția lui Dumnezeu sau după ceea ce izbește ochiul? Încep să-i mai judec pe unii și pe alții? Mă preocupă viețile altora mai mult decât viața mea? Sunt un impostor sau nu? Merg pe calea largă sau pe calea strâmtă? Care este scopul vieții mele? Și în funcție de răspunsurile profunde, nu superficiale, pentru că noi am fost învățați să dăm răspunsurile așa ca la carte. A, da, 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 eu am o relație cu Dumnezeu, eu, 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 eu. Și eu -ul este acolo. Însă atunci când ești singur cu Dumnezeu, poți să-ți dai cel mai bine aceste răspunsuri la aceste întrebări. Și putem vedea de departe că predica lui Isus de pe munte a fost cea mai bună predică. După ce le-a vorbit în felul acesta, spune versetul 28 și 29 că noroadele au avut o reacție extraordinară. După ce a sfârșit Isus cuvântările acestea, noroadele au rămas uimite de învățătura lui. Căci el îi învăța ca unul care avea putere, nu cum îi învățau cărturarii lor. Și să nu credeți că acei cărturari erau niște îngrămădiți. Nu, erau oameni foarte inteligenți, foarte citiți, foarte culți. Ce făcea diferența între învățătura cărturarilor și a lui Isus? Știți ce făcea diferența? Autenticitatea. Poți să ai școli. Și este foarte bine să ai școli. Să nu credeți că fac o pledoarie a mediocrității intelectuale sau a prostiei. Nu. Dar să nu spui nimic. Pentru că, din punct de vedere moral, din punct de vedere a integrității, ești duplicitar. Ești impostor. Sau poți să spui foarte multe dacă ești un om simplu. Cea mai mare predică și cea mai valoroasă predică a tuturor timpurilor o avem aici. Și putem fiecare dintre noi să ne îndreptăm viața după ea. Până la urmă, dragii mei, contează mai puțin ce spunem, contează mai mult ce facem, contează mai puțin ce spun predicatorii și mai mult ce spune Dumnezeu. Și aceasta este sabia care taie, despică și judecă orice mesaj, orice predică orice cuvântare a mea sau a oricăruia dintre cei care stau în spatele altarelor.